Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine. Bine v-am regăsit, stimați prieteni. Autoritățile de la Chișinău au făcut un apel către oameni să stea acasă și să nu meargă la cimitirele de Paștele blajinilor. Primul mesaj a venit din partea ministrului educației Igor Șarov, care i-a îndemnat pe moldoveni să-și amintească de răposați, stând acasă, în sânul familiei, alături de cei dragi. Premierul Ion Chicu a făcut un apel similar, precizând că el însuși nu va merge la cimitir. Iar șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Fortună, a afirmat că sărbătoarea ar trebui anulată cu totul la anul acesta, pentru că rata infectării cu coronavirus se menține încă ridicată. Totuși, Mitropolia Moldovei, sfidând recomandările autorităților și riscurile infectării în cazul manifestărilor în masă, a decis totuși să organizeze Paștele Blajinilor în zilele de 6, 7 și 8 iunie, iar oamenii să meargă la cimitire respectând normele de protecție în perioada pandemiei. Comentând această decizie, jurnalistul moldovean Valeriu Saharneanu spune că, spre o deosebire de restul lumii, unde autorități organizații, culte responsabile au luat în vedere pericolul apariției celui de-al doilea val al pandemiei și au amânat sau chiar anulat mari evenimente, la noi, guvernul și mitropolia nu au fost categorice și continuă, printr-o atitudine ignorantă, cinică și influențată de idei conspirative, să expună populația riscului contaminării în masă. Vaticanul și Papa de la Roma, de exemplu, au putut oficia slujba urbi et orbi din piața Sfântului Petru, sub cerul liber, fără participarea tradițională a miilor de credincioși. Dar noi nu putem. Japonezii, care au investit miliarde în jocurile olimpice de vară, au putut să le contramandeze pentru anul viitor, dar noi nu putem. Urmarea gândirii rezonabile și responsabile au fost amânate pentru anul viitor campionatul european de fotbal. Alte importante campionate, festivaluri, mari turnee de tenis, spectacole, congrese, simpozioane și alte mari reuniuni cu participare numeroasă și aglomerări umane. Dar noi nu putem amâna. Toată lumea, stimați prieteni, a acceptat să piardă sume enorme de bani, dar să nu pună în pericol viața și sănătatea oamenilor, care sunt irecuperabile în fața fatalității. Dar noi nu putem accepta. Este un scenariu sumbru, dar care se poate transforma realmente într-un dezastru. Dacă guvernul nostru nu intervine de urgență și nu operează ajustările și corectările care se impun. În opinia lui Saharneanu, Paștele blajinilor trebuie adus în aria realității riguroase pe care o trăim. Dar am vrea să spunem, în opinia noastră, Paștele blajinilor trebuie adus în area adevărului și a rigorilor biblice. Societatea noastră, caracterizată de analfabetism funcțional și spiritual, trebuie îndemnată să stea acasă și să folosească această ocazie pentru ca să se autoinstruiască în cele religioase. Noi trebuie să conștientizăm că suntem tributari unor dogme și idei păgâne, unor preconcepții și prejudecăți culturale, iar acest lucru ne face ușor de manipulat. Lumea noastră trebuie să știe că moartea este un somn, că ea este un proces invers creațiunii, adică omul fără suflare de viață este un trup fără viață, adică doar țărână. Noi trebuie, dragi prieteni, să descoperim că morții nu știu nimic, că în locuința morților, vorba lui Solomon, nu mai există nici știință, nici înțelepciune, nici activitate. Că nemurirea sufletului este o teorie filozofică păgână inventată de Platon, preluată de primii părinți bisericii, Atenagora și Tertulian, și dezvoltată apoi de Origene, unul dintre cei mai mari neoplatoniști dintre părinții bisericii. Și nu în ultimul rând, noi, autoproclamații creștini din Republica Moldova, trebuie să știm că Paștele Blajinilor, ca și noul coronavirus, sunt o consecință a încălcării flagrante a principiilor divine expuse pe paginile sfinte. Și că ambele sunt periculoase și fatale. Paștele blajinilor atacă sufletul, în sensul că acceptă și tolerează minciuna și ideile false lipsite de noimă, iar virusul atacă plămânii, pentru că am ajuns să mâncăm tot ce mișcă și tot ce zboară pe fața pământului. Dragi prieteni, de blajini avem frumoasă ocazie să facem o introspecție sinceră a crezurilor care ne influențează viața și totodată să învățăm cum să combatem virusii spirituali. Și dacă tare vreți să mergeți la cimitir, vă spun ce a spus Isus: Lasă morții să-și îngroape morții. Sau altfel spus, să-și cinstească morții. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi. Speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.